Un bărbat în vârstă de 49 de ani din județul Hunedoara a fost plasat în arest la domiciliu, fiind bănuit că a furat două seifuri cu 300 de lei din incinta unei firme din Târgu Jiu. El ar fi fost ajutat de doi complici, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj. În noaptea de 25 spre 26 iunie, suspecții ar fi pătruns prin escaladarea unei schele și forțarea unei ferestre exterioare în sediul firmei respective și ar fi sustras seifurile. În data de 2 iulie, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale l-au identificat pe bărbatul de 49 de ani, iar în urma unor percheziții în municipiul Lupeni au descoperit și indisponibilizat un autoturism folosit la comiterea faptei, precum și sume de bani, respectiv 4200 de euro și 10000 de lei. Suspectul a fost reținut. Ulterior instanța a dispus măsura preventivă arestului la domiciliu pentru 30 de zile. Oamenii legi au recuperat unul dintre seifuri care fusese îngropat fără a conține bunuri sau valori pe malul Râului Jiu între localitățile Lupeni și Uricani. Polițiștii continuă cercet pentru depistarea celor doi complici și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.